Pe data de 20 martie, curent, Direcția de Patrulare Sud, în baza dispoziției Inspectoratului General al Poliției din 11 martie 2024, cu privire la intensificarea măsurilor de prevenire a accidentelor rutiere cu implicarea vehiculelor cu regim prioritar de circulație, a verificat pe teritoriul orașului și raionului Cimișlia acordarea priorității de trecere a autospecialelor de poliție, pompieri și ambulanțe, care au în funcțiune semnalele luminoase și sau sonore. Astăzi o să activăm în baza planului Direcției Patrulare Sud numărul 39 din 11 martie 2024 și în baza dispoziției Inspectoratul General Poliției numărul 3 din 11 martie 2024 cu privire la intensificarea măsurilor de prevenire a accidentelor rutiere cu implicarea vehiculelor cu regim prioritar de circulație și respectarea necondiționată a prevederilor legislației. Înseamnă că împreună cu angajații de la asistență medicală urgentă a raionului Cimișlia, o să desfășurăm activități de prevenire și lipsarea conducătorilor auto care nu acordă prioritate legală automobilului special al asistenței de medicină urgentă. De la ora 10 până la orele 13, oamenii legii au monitorizat deplasarea mașinilor cu regim prioritar prin orașul Cimișlia, cât și pe traseul Cimișlia-Gura Galbenei tur-retur. Zeci de șoferi de pe traseu au fost trași pe dreapta și amendați de polițiști deoarece nu au acordat prioritate în trafic ambulanței. Scopul acțiunii este responsabilizarea șoferilor și prevenirea accidentelor rutiere cu implicarea ambulanței, pompierilor și poliției. Conform codului contravențional, conducătorii auto care nu acordă prioritate vehiculilor cu dispozitivele de semnalizare luminoasă și sonore în funcțiune pot primi amenzi de la 750 la 900 de lei cu aplicarea 4 puncte de penalizare. Inspectoratul General al Poliției, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, îndeamnă șoferii să fie mai prudenți și să conformeze regulamentului circulației rutiere. Să acorde prioritate autospecialelor de poliție, de la pompieri și de la ambulanță, care au în funcțiune semnalele luminoase și sau sonore, chiar dacă cetățenii se află pe trecerea pentru pietoni. Pentru Media TV Cimișlia, Andrei Bargan.